Ah, Doamne, vine vacanța, o să merge la munte, la mare, depinde, acum vom vedea și noi pe unde, sau în curte, în grădină, la săpat, la udat, zarzavat, putem sfârșit. Hey, cât mai e ceapă verde și cât mai e usturoi verde și mai e și puțin cimbru proaspăt, parcă ar merge de o tocăniță de ciuperci cu puțină carne de porc, așa mai gras. Am ales astăzi o bucată de carne de la ceafă. Mie îmi place așa puțin mai împănată. Și am condimentat-o așa cu puțin cimbru. De-aseară am lăsat-o în frigider. Da? Bun, încingem bine o tigaie. Hai să zicem că facem o fritură. Da? Puteam să o și tăiem, dar nu o tăiem. Uite, o las așa întreagă. Doar ciupercuțele le voi tăia, da? Cimbru, după cum vedeți, bogăție, pentru că fără de el nu se poate. Fire de ceapă verde, un fir de usturoi, apoi tot verde, și eu ne mai trebuie și o cană, dar nu prea mare, de roșii în bulion. Sare peste carne. Dacă puneți de seara carnea la maturat sau la aromatizat, puteți pune cu sare, cu piper, cu tot ceea ce trebuie și cu cimbru. Și apropo, dacă vreți să faceți un grătar, pentru că poate e vremea de grătar și nu că poate, niciun poate, este vremea de grătar, hai să vă învăț până se mai rumenește cărnița, cum ar trebui să faceți un grătar gustos. Păi, simplu, luați, dacă se poate, toate aromele pământului, da? Plante aromate și puneți peste carne. Ca să iasă și mai aromată, stoarceți și puțină zeamă de lămâie peste ea și lăsați-o de seara până dimineața. E, dar un strop de usturoi, cu siguranță, va face o friptură la grătar excelentă. Am dat rețeta de mici acolo pe pagina de Facebook și cred că ați făcut-o și voi. Totodată, de la nepotul doamnei Maria Baci, celebra scrisoare pe care am citit-o de 1 mai, am niște rețete taman de vreun secol și ceva, pe care o să le facem împreună. Adăugăm puțină apă, lăsăm în continuare la fiert, la năbușit, mai bine spus. Hai să punem și roșiile. Amestecăm ușor. Și lăsăm din nou să fiarbă la un foc moderat, timp de 2-3 minute. E gata! Să luăm o farfurie regală. Punem bucata de carne. Oh, încântător! Tocăniță de ciuperci deasupra. Bun, am aici muguri de mazăre. Arată, mi-mi plac acestea să fac decorațiuni cu ele. Arată ca o coroană, așa, interesant. Doamnelor și domnilor, Petrișor vă dorește o zi cât se poate de gustoasă.